Klaus Iohannis, reacție rapid la atentatul în care au fost răniți 8 militari români, am aflat astăzi cu profund durere. Președintele României, Klaus Iohannis, a transmis luni, 30 aprilie, un mesaj, în urma atentatului din Afganistan, soldat cu nume Roy Mori Irenyi, printre care 8 militari români. Am aflat astăzi cu profund durere despre atentatul din Afganistan, soldat cu pierderi de vieți omenești, printre care i copii. În urma acestui tragic eveniment, 8 militari români, aflați în teatrul de opera I din Afganistan, au fost răniți. Le urezând snetoire grabnici mult puterelor și familiilor acestora în aceste momente de grea încercare. Le suntem alături militarilor notri care ne reprezintara cu profesionalism și dedicare în cele mai periculoase zone din lume, pentru meninerea păcii și asigurarea securității internaționale, precizează Klaus Iohannis. 8 militari români din Batalionul 30 Protecția Forței Vulturii Carpaților din câmpul Ungmuscel au fost răniți luni în urma unui atentat cu autovehicul Capcan în Afganistan. 8 militari din Batalionul 30 Protecția Forței Vulturii Carpaților din câmpul Ungmuscel au fost răniți luni, 30 aprilie, în Afganistan, în jurul orei 900, ora României, în timpul unei misiuni în zona de responsabilitate, fiind ținta unui autovehicul Capcan Bied, vehicle borne improvise de explosive de vice. Militarilor li s-a acordat primul ajutor la fața locului, după care au fost evacuați la spitalul militar din Kandahar, unde se află în stare stabil. Numele lor vor fi făcute publice după anuncarea familiilor, anunță MAPN. Militarii din câmpul Ungmuscel execută o misiune în Afganistan în perioada februarie-august 2018. Acest subliniere tia execut, în teatru, misiuni specifice de asigurare a protecției forței din baza aeriană militar Kandahar, subliniere i misiuni de instruire, consiliere subliniere i asistența forțelor naționale afgane. Unitatea militară din câmpul Ungmuscel a mai executat misiuni în Kosovo, în anii 2005 sublinierei 2007, sublinierei Afganistan, în anul 2008,